Șoferul fugar din București, care a demarat în trombă de lângă patru jandarmi, a fost găsit și reținut de autorități la 11 ore după incident. Bărbatul reușise să fugă miercuri seară, în ciuda eforturilor forțelor de ordine de a-l opri, în timp ce se afla la semafor într-o intersecție din centrul capitalei. Oamenii au încercat să oprească autoturismul chiar cu corpurile lor, dar bărbatul a demarat în trombă, fiind cât pe ce să-i lovească atât pe jandarmi cât și pe pietonii care traversau strada. La scurt timp, automobilul a fost găsit abandonat pe o stradă din sectorul 4. După ce a fost prins, bărbatul a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru audieri. Până să fie găsit de autorități, l-a postat pe Instagram mai multe înregistrări în care îi amenință pe polițiști.